Sunt Sebi de pe canalul Sebi Toys. Lumea începe deja să-mi zică Sebi Toys la școală. Și astăzi m-am gândit să vă prezint cum îmi țin eu Lego-urile în pungi. Apropo de colegii de la școală, toți își amestecă Lego-ul. De fapt, cam mulți dintre ei își amestecă Lego-ul. Și ei după nu-și mai pot face seturile, pentru că deja și le-au amestecat. Cărțile sunt pierdute, le pierd. Deci eu, ca să îmi pot face seturile, mi le pun în pungi. Aici am o cutie în care am clar Lego. Am vreo 4 cutii din astea și încă 2 sertare. Deci eu îmi țin Lego-ul în pungi. Uite, avem mai multe pungi cu Lego aici, aranjate prin cutie. Astea sunt numai 2. Mai scot eu. Am destul de multe Lego-uri, clar. Puse așa Lego-urile de mai multe feluri, Lego City, Lego din astea, Lego City, Lego Tehnic, Lego de toate. Am clar mai multe Lego-uri. Da. Spune-ne, Sebi, care este avantajul de a le ține în asemenea pungi? Sunt potrivite orice fel de pungi? Depinde de set. Și aceste pungi se pot închide, au niște dungi, niște zimți acolo, care se prind. Și le poți prinde ca să nu cadă Lego-ul din ele. Ok. Dacă avem un set care are mai multe piese și nu încap toate într-o singură pungă, tu cum le împarți? Eu le împart în mai multe pungi, pe cărți. Deci tot timpul vei avea și cartea. Da, voi avea și cartea. Și cum te asiguri tu că setul este complet? Păi, am pe carte la fiecare set piesele, am câte piese sunt în set. Hai să deschidem o pungă mai micuță, unde să arătăm exact despre ce vorbești. Uite aia care o ai în mână, nu-i bună? Da. Ok. Hai să punem Lego-urile înapoi. Nu mai pun capacul. Deci, da. Vom deschide punga. Uite, hai să și vedem despre ce set este vorba aici. Despre un domn care vine cu o mașină cu macara să schimbe becul. Tare. Un set un pic mai vechi de Lego City, da? Da, e. Cred că al doilea sau al treilea set al meu de Lego City. Ok. Hai, arată-ne cum verificăm faptul că setul este complet. Avem cartea, avem instrucțiunile, dar de instrucțiuni nu ne interesează. Și uite, aici avem piesele. De exemplu, un stâlp din ăsta cu un pătrat sub el. Și verificăm dacă avem un băț. Avem sau nu? Ok, și acolo avem și codul. Deci, dacă ne lipsește o piesă, e bine de știut că putem intra pe magazinele specializate de Lego, căutăm după acel cod și putem comanda piesa lipsă. Așa e. Sau, povestește-ne cum am pățit noi atunci când am încercat să facem camionul acela care căra mașini. Ce am pățit? Îl avem până și aici, în reclamă, uite-l, acesta. N-am avut o piesă din asta galbenă și am căutat codul de la ea, am găsit codul, am căutat pe calculator și am comandat o piesă.
Nu mai țin minte dacă era clar de aceeași culoare, dar na. Era de aceeași culoare, din câte mi-aduc eu aminte. Da, ceea ce a fost interesant atunci a fost că noi am găsit acea piesă lipsă încă de când am făcut prima oară setul. Da, așa e. Și era și cutia spartă. Da, da, da. Și am scris la Lego și cum ne-au venit piesele? Am plătit ceva pentru ele? Da, n-am plătit nimic pentru ele. Dacă lipsesc piese din setul original, nu se plătesc piesele lipsă. Tare! Doar dacă le pierdem, atunci trebuie să le plătim, pentru că atunci e clar vina noastră, da? Da. Am înțeles. Ce ziceți? Care ar trebui să fie următorul set care îl face Sebi? Ce ai de pe foaia aceasta? Păi aici am camionul acesta, am această mașină, am acest camion care știți că l-am. Am această rulotă cu o barcă și... Monster Truck. Monster Truck? Care? Ah, da, Monster Truck-ul mai am. Și mașina această... care schimbă becul. Da, mașina care schimbă becul și această mașină. A fost primul meu set, cred. Nu, nu e aceasta. Mai e una, cred. Ma, cred că acela este. Aceasta? Da, și aici în colț ce mai avem? Aici au un camion. Ba, și pe ăsta cred că l-am. Da, l-avem și pe acela. Cred că singurul lucru care ne lipsește din acest set este mașina aceea de pompier de sus. Da. Și mașina care cară această... Această barcă. Da. Cu încă o barcă portocalie. Ok. A, și acest tren sau ce e ăsta? Autobuz, nu știu. Ciudat. Da, mașina de pompieri asta. Mașina de pompieri? Mhm. Bun. Ia răspundeți-ne la întrebarea, care dintre aceste seturi îl vreți făcut următorul de către Sebi? Da. Acesta eu știu că este foarte mare, l-am mai făcut. Acesta este destul de tare. Ăsta este destul de micuț, dar este drăguț și fain. Monster Truck-ul, același lucru ca și cu mașina. Acest camion e foarte greu, ca și acest tir. Da. Cele mai multe sunt grele. Presimt că vom începe o serie de Lego City. Da. Așa se pare. Da. Deci vă rugăm să comentați în secțiunea de comentarii de sub video ca să vedem care setul doriți făcut următorul. Și ce mai trebuie să facă dacă tot au ajuns acolo la video, Sebi? Să se aboneze la canalul meu ca să primească niște mesaje, niște notificări, să știe când mai fac eu un episod, când am mai pus un episod pe YouTube. Am înțeles. Pa, pa! Ne vedem data viitoare!